Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Îmi pare rău că trebuie să vă informez, colegi și dragi prieteni, despre un recul în activitatea de cercetare științifică. De la cercetătorii de hamsteri vine această veste. Practic, cercetătorii de hamsteri au dat-o în bară. Există cercetători de hamsteri. Asta mie mi se pare fabulos. Da, știu că cercetătorii lucrează cu hamsteri, da, dar nu știam că există o subcategorie de cercetători care cercetează... Ei sunt și cu și în domeniu. Așa. În încercarea, deci, de a crea un hamster, mai mulți, de fapt, mai mulți hamsteri mai blegi, ei au dat-o de gard, cum spuneam, au făcut hamsteri mai agresivi. Adică... sunt dimpotrivă. Înțelegi? Dar ce face un hamster agresiv? De aia cu ochii roșii? Se uită urât la tine. Hamsterul are și ochi roșii și ochi negri. E vorba de niște cercetători americani de la Universitatea din Georgia, care ei au utilizat o tehnologie revoluționară de editare a genelor pe niște hamsteri, care sunt ei mici hamsterii, și era vorba de hamsteri sirieni. Hamsteri sirieni, deoarece aceștia, citez, sunt cunoscuți pentru agresivitatea lor și oferă un model puternic pentru studiile privind comportamentul social, organizarea lor socială, fiind mult mai asemănătoare cu cea a oamenilor decât cea observată la șoareci. Am încheiat citatul, deci practic hamsterul sirian agresiv, el când te atacă, strigă Allahu Akbar! Ceva. Doamne ferește. Da. Au luat hamsterul sirian agresiv și au editat genele, convinși că îl vor face mai puțin agresiv, dar din potrivă a ieșit un hamster și mai nevricos. Mic și nevricos și al... Păi nici nu știam că există hamster sirian. Dar nici ei nu știu. Nu, hamsterii sirieni, nu știu că sunt sirieni. Nu știu ei că sunt sirieni. Crezi că ei știu când se nasc că sunt sirieni? Eu cred că își dau seama din prima. Ei sunt niște hamsteri speciali agresivi sirieni. Dar hamsterii... Mamă mică, tu ești sirian, să fii agresiv. Ați avut hamster vreodată? Nu, slavă Domnului. De ce slavă Domnului? Sunt super drăguți. Am avut hamster. Te juci cu șoarecul sau ce? Nu este, e foarte drăguț, serios. Am avut hamster, știți că am avut toate animale și am l-ai pierdut în casă? Zi. Unul dintre ei. Dintre ei? Mai multe. Era sirian agresiv și a plecat evadat. Nu, era foarte prietenos după un timp. La început, da. Erau foarte răutăcios. Și te capsează, te mușcă, are doi dinți ascuțiți sus, doi dinți ascuțiți jos și te capsează. Te dădeai cercetător britanic tu. Da, să vă explic, stați un pic. Din fratele meu, Dumnezeu să-l odihnească, mi-e foarte dor de el în fiecare zi, el a încercat multe afaceri în viața lui, nu a ieșit niciuna, dar una dintre ele era cu hamster. Asta pe vremea lui Ceaușescu. Era să-i mulțească sau ce? Da. Se făcea o fermă de hamsteri. Și după aceea din... Ați avut fermă de hamster acasă? Nu, el a avut, eu nu. După care din mulți hamster făcea o hăiniță de blăniță de hamster, care se auzea, erau niște zvonuri, că se vindea foarte scump. Și el a plănuit atunci, hamsterii a făcut calculele, se iau doi hamsteri, se mulțesc foarte repede, fac mulți pui foarte des și, în practic, cam o dată pe lună producem o haină și nu mai avem nevoie de nimic. Și a luat el hamster, avea la un moment dat, cred că vreo 60-80 de hamster, ceva de genul ăsta, aici la boxă, făcuse un lagăr de concentrare de hamster, cum ar fi. De hamster. Fiecare, da, fiecare cu cutiuța lui. Din o plasă, un corniere, mă rog, nu contează. Avea, practic, foarte mulți hamsteri. Și a plecat în vacanță. El era mai mare ca mine, a plecat în vacanță și mi-a zis, tu, treaba ta este să hrănești hamsterii. Eu eram la școală pe vremea. Când s-a întors, era direct haină. Și eu m-am dus să hrănesc hamsterii, mie plăcând marele foarte mult. Bă, ăia, hamsterii aia acolo, ei trăind ei între ei, înțelegi, s-au vorbit. Băi, băiete, erau, cum mă apropiam, erau pe cale, puneau la cale o revoltă, o răscoală, înțelegi? Mi-era frică, literalmente, mi-era frică să deschid capacul, să le dau nu de mâncare. Nu spune că se urcau unii peste alții și făceau ca nu, un om. Nu, stăteau separimon, că dacă stăteau împreună, se luau la bătaie de plictiseală și probabil, cine știe, stricau făceau... haina, da. Da. Și aveam două mănuși groase de piele de porc cu care le băgam mâncare înăuntru, asta a fost... Nu a ieșit treaba cu hainele din mai multe motive. Nu mă întrebați ce s-a întâmplat cu hamsterii, că nu... Adică ei săraci și-au parcurs ciclul de viață. Da, da, până la adânci bătrâneți. Și când să se transforme în haină de blană și să ne îmbogățim... S-au făcut mănuși. În familie. Nu, ăla, cum se cheamă, taxidermistul, nu? Ăla... Nu cunosc.
Ăla, mă, care împăiază animale, care face... Nu știu. Ăla, așa. Da, a greșit Antipa. Rețeta și săracul a stricat. Adică, nu, toate blănițele alea s-au pierdut, dar asta a fost, hamsterii aia agresivi chiar erau agresivi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.